Doamnelor, domnilor, bună ziua și bun găsit la Telejurnal. Suntem pe TVR Moldova și TVR Info. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Este sărbătoare pentru toată suflarea românească. În urmă cu 164 de ani se uneau principatele Moldovei și țara românească, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. La Iași și Chișinău sunt organizate mai multe festivități. Activitatea companiei Danube Oil a fost sistată după incendiile la silozurile din portul Giurgiulești. Decizia a fost luată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului până la înlăturarea neregulilor depistate. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au făcut dimineață percheziții la mai mulți reprezentanți ai Agenției pentru Plăți în Agricultură. Sunt suspiciuni de acordarea unor subvenții ilegale. 7 oameni au fost uciși, iar unul este rănit grav în urma unui atac care a avut loc aseară la Half Moon Bay, California. Criminalul a fost arestat. Este sărbătoare pentru toată suflarea românească. În urmă cu 164 de ani se uneau principatele Moldovei și țara românească sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. La Iași, în capitala istorică, au loc mai multe festivități. Corespondentul TVR Iași, Anca Medeleanu, ne spune cum se sărbătorește Ziua Unirii Principatelor. Bun găsit, Anca, te ascultăm! Bun găsit tuturor, suntem în continuare în Piața Unirii. În urmă cu câteva minute românii și-au dat mână cu mână în Hora Unirii, atmosferă de sărbătoare, după cum puteți observa și dumneavoastră. Până în acest moment, din estimările Inspectoratului de Jandarmerie Bacău, peste 5.000 de oameni au fost prezenți. A început deja partea a doua a concertului Noi Suntem Români. Pe scenă cântă în acest moment Laura Lavric. Oamenii sunt bucuroși, sunt fericiți că au parte de acest moment, mai ales că venim după 2 ani de pandemie în care această sărbătoare a fost marcată cu multe, multe restricții. Sunt bucuroși, sunt fericiți, sunt oameni simpli, atât autorități locale cât și centrale, cei care și-au dat mână cu mână, oameni cu inima română, așa cum spune și cântecul celebru. Trebuie să știți că din acest moment oficialitățile se îndreaptă către Mănăstirea Trei Ierarhi. De acolo, acolo vor duce coroane cu flori la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, după care de la ora 18 va avea loc și retragerea cu torția militarilor români pe traseul Muzeul Unirii, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și Palatul Culturii, la care vor participa peste 100 de militari și muzica de fanfară. Am stat de vorbă cu oamenii care mi-au spus că și-au dorit să participe în această zi, indiferent de vreme. În acest moment la Iași avem un grad cu plus, avem cer acoperit și au dorit să fie aici prezenți pentru că își doresc acest sentiment de unitate și de pace care ar trebui cultivat în fiecare zi. E multă bucurie astăzi când se împlinesc 164 de ani de la Unirea Principatelor Române, atât de la Iași. Eu chiar vă iubesc, mai ales într-o zi atât de aleasă, în 1859, unitate nu a însemnat doar că poporul să fie unit. Unitatea a fost și între conducători. Să lăsăm deoparte tot ce ne desparte și uniți să ne urmărim cu perseverență obiectivele comune, creșterea economică și creșterea nivelului de trai al românilor. Și în România, mișcări politice extremiste încearcă să ne influențeze societatea. Se promovează ura în locul bunei înțelegeri, frica în locul acțiunii, dezinformarea în locul adevărului. În cazul României, echilibrul și înțelepciunea socială, susținerea puternică a valorilor europene și euroatlantice, acționează ca un veritabil catalizator în jurul libertăților democratice.
Momentul istoric de acum 164 de ani este celebrat și la Chișinău printr-un șir de evenimente și activități culturale. La unul dintre acestea este prezentă și colega mea, Mădălina Guștuc. Bună ziua, Mădălina, cu ce a debutat această zi la Chișinău? Program și invit. Bună ziua, Carina, bună ziua, doamnelor și domnilor! Mica Unire, înfăptuită în 1859, este un eveniment semnificativ pentru toți românii. Aici, la Universitatea de Stat din Republica Moldova, este o atmosferă emoționantă. În aceste momente are loc o manifestare științifico-culturală la care sunt prezenți istorici, profesori, cercetători de pe ambele maluri ale Prutului, dar și studenți dornici de a cunoaște mai multe informații din surse sigure despre cei care au scris istoria românilor. Totodată de dimineață, mai mulți oficiali din Republica Moldova și România au depus flori la monumentul lui Alexandru Ioan Cuza din Chișinău. Cel care a stat la baza evenimentului de acum 164 de ani. Printre oficialii care au depus flori la monumentul din Chișinău al domnitorului Alexandru Ioan Cuza au fost președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, secretarul de stat din cadrul Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova, Adrian Dupu, dar și ambasadorul României în Republica Moldova, excelența sa, Cristian Leon Țurcan. Este o dată specială, este o dată istorică, este un moment istoric de mare însemnătate pentru absolut toți românii și am dorit să marcăm acest moment împreună aici la Chișinău. Faptul că astăzi sărbătorim 164 de ani de la Mica Unire sau primul pas spre realizarea României moderne este o zi importantă și deosebită pentru toți românii oriunde s-ar afla. Istoria o facem noi și istoria e bună pentru cei care o țin minte, o studiază, iau aminte de ceea ce a fost, nu repetă greșelile, sau cel puțin, cel mai bine să învețe din greșelile altora. La bustul lui Alexandru Ioan Cuza din Chișinău au venit și zeci de cetățeni de rând. Am venit să depun flori și să ne aducem aminte de acea zi foarte însemnată și sperăm că vom repeta și noi ceea ce a făcut în 1859. Mulțumim lui Dumnezeu că au fost oameni, au fost persoane, personalități care au săvârșit unirile și care se dea Dumnezeu să mai apară și acum oameni care de dorit doresc mulți, dar nu știu. Unirea Principatelor Române a fost o primă etapă importantă în procesul de întregire a statului unitar român. La 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei, iar la 24 ianuarie domnitor al țării românești, act politic care a pus baza unirii din 1918. Unirea de acum 164 de ani are o poveste, era 24 ianuarie 1859, când se uneau Principatele Moldovei cu Țara Românească, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Au format o țară mică, dar atunci s-a spus pentru prima oară România. A fost primul pas important spre înfăptuirea statului național unitar român în 1918. În urma războiului Crimei, principatele române ajung din mâinile rușilor și ale turcilor în cele ale marilor puteri europene. În 1856, tratatul de pace de la Paris permite Moldovei și țării românești să se unească, mai mult pe hârtie, pentru că trebuiau să-și aleagă domnitor, guverne și capitale diferite, dar și o comisie centrală, un fel de parlament comun la Focșani. S-au decis, oarecum surprinzător, să-l propună ca și candidat la domnia Moldovei pe colonel Alexandru Ioan Cuza. Fusese pârcălap de covor lui și se remarcase mai ales prin faptul că luase atitudine față de neregulile care se întâmplaseră în timpul alegerilor pentru adunarea electivă a Moldovei și își dăduse demisia din această funcție. Unioniștii au reușit să facă propagandă pentru alegerea aceluiași domn și la București. În momentul în care au început dezbaterile, au avut de întâmpinat și presiunea populației din București, care se strânsese în număr mare afară și manifesta evident în favoarea unirii. Unul din deputații unioniști stătea cu o batistă la geam pentru a semnala manifestanților, ca să-i numim așa, care este situația.
Cuza a reușit să aducă recunoașterea internațională a Unirii Principatelor Române, iar prin reformele sale din toate domeniile a pus bazele statului român modern. Reforma agrară, pentru prima dată, a fost dat pământ țăranilor, secularizarea averilor mănăstirești, pentru că biserica era la acel moment cel mai mare proprietar de pământ din România, reforma sistemului electoral, de reformă militară, de reforma învățământului. Reformele sale aveau să-i grăbească detronarea. Împroprietărirea țăranilor a supărat mari moșieri și biserica. A instituit, în 1964, un regim mai autoritar. A fost înconjurat de o camarilă care nu s-a comportat tocmai bine. Politicienii conservatori și liberale au format monstruoasa coaliție care l-a obligat pe Alexandru Ioan Cuza să-și semneze abdicarea după 7 ani de domnie. Pentru a consemna cei 164 de ani de la Unirea Principatelor Române, o garnitură specială a pornit din gara din București spre Iași, iar fiecare dintre cele 5 vagoane poartă numele unei personalități care a marcat Unirea de la 1859. Despre cine este vorba, vă spunem în telejurnal. Continuăm cu alte știri. Polițiștii din Chișinău sunt în alertă după ce o femeie de 20 de ani le-ar fi declarat că a născut acasă un copil mort. Femeia s-a dus la spital a doua zi după naștere pentru a cere ajutor, dar medicii au anunțat autoritățile. Oamenii legii au stabilit că femeia a încercat să ascundă sarcina în localitatea ei natală, iar cu puțin timp înainte de naștere a închiriat un apartament în Chișinău. Pe 22 ianuarie, tânăra a născut acasă un copil și a declarat polițiștilor că pruncul nu prezenta semne de viață, așa că a decis să anunțe medicii a doua zi și apoi să înmormânteze copilul. În urma primelor examinări medico-legale nu s-au găsit urme de moarte violentă pe corpul copilului, dar numai autopsia și alte investigații vor stabili cauza și momentul decesului. Anchetatorii au deschis un dosar penal. Activitatea companiei Danube Oil a fost sistată după incendiile la silozurile din portul Giurgiulești. Decizia a fost luată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului până la înlăturarea neregulilor depistate. Specialiștii au constatat că agentul economic activa fără avizul expertizei ecologice și autorizație de mediu pentru emisia de poluanți în atmosferă. Agenția pentru Supraveghere Tehnică a dispus demolarea silozurilor afectate pentru că Danube Oil nu avea contract de servicii tehnice a instalațiilor împotriva incendiilor. Agenția a acordat un termen de 60 de zile pentru înlăturarea neregulilor, iar rezultatele controalelor vor fi transmise procuraturii pentru examinare. Între timp, pompierii continuă misiunea de lichidare a incendiului la siluzul care s-a aprins în urmă cu 4 zile și asigură securitatea obiectivelor din zona afectată. Ofițerii Centrului Național Anticorupție au făcut percheziții la mai mulți reprezentanți ai Agenției pentru Plăți în Agricultură. Detalii are colega mea Mihaela Ursu. Mihaela, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit, ofițerii CNA au descins cu percheziții la persoane publice din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Vorbim inclusiv despre percheziții la autorități publice locale, dar și la agenții economici. Acțiunile se desfășoară în centrul, sudul și nordul Republicii Moldova, în dosare intentate pentru că ar fi fost acordate ilegal subvenții în agricultură. Responsabilii din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură au venit deja cu o reacție. Aceștia au confirmat că ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii desfășoară percheziții la domiciliile și în birourile unor angajați ai agenției, aceștia fiind suspectați de depășirea atribuțiilor de serviciu. Reprezentanții instituției spun că vor colabora cu oamenii legii. Mai mult, aceștia se disociază de angajați bănuiți care admit acte de corupție. Centrul Național Anticorupție a declarat că va veni ulterior cu detalii după ce vor fi încheiate perchezițiile. De la începutul anului, AIPA a acordat deja subvenții producătorilor agricoli în sumă de peste 32 de milioane de lei. Anul trecut, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a recepționat un număr record de cereri din partea agenților economici, peste 16.000, și au fost acordate subvenții de peste 1,6 miliarde de lei. Pentru anul 2023, mărimea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural este de 1,5 miliarde de lei. Acestea au fost informațiile. La revedere!
Mihaela, îți mulțumim, continuăm telejurnalul. Președintele Senatului Poloniei, Tomasz Grodzki, se află într-o vizită oficială la Chișinău. Astăzi și mâine, oficialul polonez va avea întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministru Natalia Gavrilisa și șeful statului, Maia Sandu. De asemenea, Tomasz Grodzki va discuta și cu ministrul Sănătății, Alan Emerenko. În cadrul întrevederilor vor fi abordate subiecte de actualitate, printre care situația de securitate din regiune, criza energetică și parcursul de integrare europeană a Republicii Moldova. Oficialul polonez va susține și o lecție publică pentru studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițanu. Înainte să existe cale ferată care să lege Muntenia de Moldova, drumul de la București la Iași dura cam 4-5 zile cu trăsura. Astăzi spre Iași a plecat o garnitură specială, Trenul Unirii. Cele 5 vagoane, fiecare denumit după o personalitate care a marcat Unirea de la 1859, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrii, Moș Ioan Rată și Ion Brătianu, sunt tractate de o locomotivă în culorile tricolorului. Ora Unirii răsună în megafoanele Gării de Nord. Tot prin stația de amplificare e distribuit la anumite intervale și un strop de istorie. Momentul de acum 164 de ani, când Moldova și Muntenia s-au unit sub sceptrul lui Alexandru Ioan Cuza. Călătorii, nu foarte mulți, încărcați cu bagaje și zgribuliți de frig, par mai degrabă să nu bage în seamă atmosfera aparent festivă. Lumea se bucură totuși de ziua liberă. Am vrut să aflăm dacă suntem mai degrabă uniți sau dezbinați. Părerile sunt împărțite. De ziua Unirii suntem uniți, nu știu, asta încerc și eu să fac. Mergem la munte să petrecem așa de ziua Unirii. Aș prefera să cred că suntem uniți, deși nu se întâmplă mereu. Ce ne împiedică să fim uniți? Vremurile pe care le trăim. Cred că fizic mai mult suntem degrabă dezbinați, dar unii suntem în inimă. Noi încercăm să fim uniți ca o familie, dar trebuie să aducem soare în viața tuturor. Pe unde trecem, trebuie să facem... să răsară florii în urma noastră. Nu pot să spun că suntem dezbinați, pot să spun că depinde de oameni, de educația fiecărui om, acolo unde este chemat să fie. Eu zic că suntem mai degrabă uniți până la urmă. Călătorii au avut și reducere la bilete dacă și le-au cumpărat din timp online. Tehnologiile dau roade bune și în agricultură. Asta demonstrează un antreprenor din raionul Streșeni, care a investit în câteva drone. Cum îl vor ajuta să-și dezvolte afacerea, vedeți în câteva minute la știri. Un bărbat de 40 de ani cu cetățenia Republicii Moldova și Ucrainei a fost reținut pentru trafic de persoane. El este anchetat pentru că ar fi transportat ilegal cetățeni ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit poliției, suspectul identifica bărbații care voiau să părăsească Ucraina și organiza trecerea frontierei cu barca pe Sănistru. Pentru servicii cerea 7.500 de dolari. Ucrainenii erau cazați în nordul Republicii Moldova și erau direcționați spre țările Uniunii Europene. Procurorii vor cere arest preventiv pentru suspect. Alți 7 indivizi reținuți pentru fapte asemănătoare sunt cercetați în stare de arest la domiciliu. Continuăm cu alte știri. Un scandal de corupție zguduie Ucraina, dar și încrederea Occidentului în autoritățile de la Kiev. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că în următoarele zile vor fi făcute schimbări importante în administrația centrală, dar și în cele regionale și în structurile de forță. Scandalul s-a declanșat după ce duminică ministrul adjunct pentru infrastructură a fost arestat deoarece ar fi primit mită 400.000 de dolari în importul de generatoare electrice. Mai mult, un ziar central a acuzat Ministerul Apărării că a plătit mult mai mult decât trebuia pentru alimentele destinate militarilor. Furnizorul a spus că de fapt a fost o greșeală și nu un caz de corupție. Вже є також кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра. Щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади і в регіонах, і в правоохоронній системі. Președintele Zelensky s-a angajat să lupte împotriva corupției la toate nivelurile după numeroase acuzații de luare de mită și abuz în serviciu. Luptele continuă în estul Ucrainei, chiar dacă ritmul a încetinit. Există numeroase victime de ambele părți și Kievul și țările occidentale. Cred că următoarele două luni vor fi cruciale pentru rezultatele războiului. Administrația Zelensky insistă pentru livrarea de tancuri grele
care i-ar permite să preia ofensiva împotriva forțelor ruse. Berlinul, presat să livreze tancuri Leopard 2, nu a luat o decizie, dar a anunțat că nu va bloca alte țări să dea blindate Ucrainei. Franța ar putea trimite tancuri Leclerc, doar Marea Britanie s-a angajat ferm să furnizeze blindate Challenger 2. Nici Statele Unite nu au luat o decizie privind furnizarea de tancuri Abrams. 7 oameni au fost uciși, iar unul este rănit grav în urma unui atac care a avut loc aseară la Half Moon Bay, California. Criminalul a fost arestat. Un al doilea atac a avut loc la Magic Mushroom Farm, iar 4 oameni au fost uciși. Atacatorul s-a predat poliției. Half Moon Bay este cunoscut pentru festivalul anual al dovlecilor și pentru o importantă competiție de surfing. Capriciile vremii demonstrează an de an cât de importantă este practicarea unei agriculturi inteligente în Republica Moldova. Un antreprenor din satul Sereț, raionul Strășeni, a decis să inițieze o afacere bazată pe utilizarea dronelor în agricultură. Proiectul său a fost susținut financiar de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin Organizația Internațională a Muncii. Alex Flor a muncit mai bine de 3 ani în Marea Britanie și acolo a descoperit cum cu ajutorul dronelor speciale se poate asigura un randament mai mare al culturilor agricole și pot scădea costurile de întreținere. Așa că a decis să exploreze această nișă de piață și în Republica Moldova. În timpul pandemiei, când multe afaceri s-au închis și cariera mea stătea pe loc, am hotărât să implementez agricultură în industrie și agricultură în Moldova din mai multe considerente. Unul, că eram un pasionat de drone de mult timp și a doilea, că am văzut un model de business care poate fi aplicat și aici și la noi în țară. Fermierii pot salva până la 30-40 produse fitosanitare, până la 95% apă. Pentru a-și dezvolta afacerea, Alex Florea a beneficiat și de o subvenție de 90.000 de lei din partea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și a Organizației Internaționale a Muncii. Antreprenorul a reușit să cumpere un generator și baterii pentru drone. Aveam 3 drone stropitoare mari, dar și câteva drone de tipul acesta, care se folosesc în diferite condiții, care pentru scanat în agricultură, care pentru analize și inspecție de șantier. Pe viitor plănuim să extindem afacerea, să creștem parcul de drone, dar și să implementăm mai multe tehnologii de digitalizare în agricultură. Pe lângă ajutorul financiar, în cadrul programului, antreprenorul a beneficiat și de servicii de mentorat și instruire. Pot să-și deschidă o afacere șomerii înregistrați la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, începând cu vârsta de 18 ani. Persoana singură își alege domeniul. Noi dăm un plan de afacere, îl completează și oferim suportul necesar. Obligatoriu, persoana trebuie să aibă și contribuția proprie, nu numai sursele financiare pe care le oferă statul. Anul trecut, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a oferit cu sprijinul Organizației Internaționale a Muncii subvenții pentru 13 antreprenori din mediul rural pentru a crea locuri de muncă și a-și extinde afacerile în agricultură, turism, construcții sau industria textilă. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Müller și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!